Veste bună dată buzoienilor de primarul Constantin Boșcodeal. Nici în 2015 taxele și impozitele locale nu se vor mări. Anul viitor cetățenii municipiului Buzău vor plăti același impozit ca și în acest an. Asta înseamnă că, practic, nu va exista o gaură în bugetul dumnealor. Pe de altă parte, am aplicat chestiunea legată de 10% reducere în cazul în care se plătește impozitul până la data de 31 martie. Eu cred că sunt lucruri valoroase acestea. Primarul Constantin Boșcodeală mai are un motiv de satisfacție. Municipalitatea buzoiană a primit de la guvern un ajutor în valoare de 200 de miliarde de lei vechi. Este vorba de aproximativ 200 de miliarde de lei care au fost primite de la bugetul României pentru energie termică și pentru datorii la școli. Iarăși este un lucru foarte important, este o gură de oxigen pentru municipalitate, pentru că știți foarte bine că începe sezonul de iarnă, iar în momentul de față, practic, subvenția este achitată la zi, ceea ce înseamnă că nu va exista absolut nicio problemă în sezonul de iarnă. Grație acestui ajutor guvernamental, primarul Boșcodeală a anunțat că municipalitatea buzoiană nu mai are datorii și că finanțele publice merg mai bine ca niciodată.